inimii, nu se stau liniștit. Marcă fratele a venit cu un mesaj la mine și că e rămas la tot de data trecută și trebuie să-l continui. Și atunci am înțeles, mi-a schimbat toate planurile și am zis, asta vine de la Domnul. Numai pentru asta trebuie să vă pregătiți cocoșa. Vorbește, Doamne! Deci nu vreau ca să... Aleluia! Nu. Eu nu am obiceiul ăsta. Nu am obiceiul ăsta. Oricum să știți că păcatele nu vi le dau pe față, puteți să rămâneți aici, în biserică. Așa cum sunteți, Domnul să vă binecuvânteze. Singurul lucru care îl cer, încerc ca să fie un pic de liniște. Eu nu pot să vorbesc atunci când se plimbă oameni. Amin. Vă rog frumos. Încercați să vă limitați. Da. Luați loc, luați loc cu scaune, vă rog frumos. Mai ales la noi în biserică, chiar invit frații noștri dacă vrea să vină pe meleancurile astea de Ortenia, acolo la Severin. Veniți cu mare drag, vă aștept cu drag și numai eu, cred că și frații și... Așa mai departe, plus de aia Domnul s-ar bucura, pentru că e secetă și pe partea noastră, sunt multe sate neevanghelizate și cred că cu introducerea am terminat. Cuvântul care mi-a spus fratele, și am înțeles că este și de la Domnul, e voia Domnului, de ce? Am ascultat și la lucrări. Mai ales cum spunea fratele Daniel că a vorbit sora că e vremea când trebuie să vină răpirea. Noi știm, o așteptăm și o așteptăm cu drag. Amin. Numai cum ne găsește, asta e problema. Da. Nu este de ajuns numai să așteptăm, ci trebuie să fim atenți cum ne găsește, că nu ne folosește la nimic lucru. Dacă noi spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar nu ne cunoaște El, este și mai grav problemă. Înțelegeți? De multe ori noi, dar pe linia asta am să vorbesc dacă veniți la Balta Verde sau dacă mai vin pe aici, pe la dumneavoastră. Amin, amin. Că mulți ne bate cu pumnul pe că ne-am întâlnit cu Domnul, îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu ne cunoaște. Și aș dori din toată inima să ne verificăm. Amin. Noi care putem să spunem așa vorbește Domnul. Așa. Domnul mi-a descoperit, dar tu nu te-ai întâlnit niciodată cu El. Înțelegeți? Apostolul Pavel, asta o spun acum că tot ca introducere. Apostolul Pavel, dragii mei, dacă citiți dumneavoastră în Scriptura, că eu nu citesc acum pentru că asta, am găsit în 26 acolo Romani, că versetul 4 găsesc lucrul ăsta ce vă spun eu. Acolo, atunci când am fost în fața lui Agripa, am spus eu din copilărie, am trăit printre iudei ăștia care mă părăsc acum și știe despre mine dacă vrea să mărturisească ceva, știe că am fost așa cum am fost și am fost într-o partidă, adică într-o religiune, cea mai strântă. Aleluia! Cum și astăzi sunt foarte multe, sunt baptiști, penticostali, dezidenți, cum îi mai cheamă, că dumneavoastră știți, sunt foarte multe așa, religii. Care și mai care se bate cu pumnul în piept că este mai bun și mai bun și mai bun. Ei fac voia Domnului și alții nu mai fac voia Domnului. Apostolul Pavel, deși avea două facultăți făcute și așa de repede, la 20-21 de ani, să ai două facultăți la picioarele lui Gamaliel, ne-a învățat cel mai învățat om după vremea aia, nu oricine poate să facă așa ceva. Deci de-aia era logodit cu fata marelui preot, deci ajungea până la urmă cel mai puternic în stat, dacă îmi permite să vorbesc așa cu limbajul meu. Bine? Ei, omul acesta făcea parte și crescuse în cea mai puternică, cea mai strântă religie. Și totuși cu asta prigonea creștinii. Poți să fii într-o religie și să prigonești pe fratele tău, pe ucenicul tău. Poți să fii.
o să fii într-o religie, să crezi că ești bine și cu Dumnezeu și că voia lui Dumnezeu este să vorbești de ăla, de ăla, de ăla, să te duci până la urmă să-i faci și poate un rău, că e voia Domnului. Și de unde să nu fie voia Domnului? Pavel, până nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, el a crezut că este bine ce face. S-a dus la mai mare lui, a luat acolo, eu vorbesc cu, așa ca să înțelege și dumneavoastră, a luat autorizație așa la mână ca să poată să plece, da? Și s-a dus. Și când s-a dus în Damasc, dragii mei, acolo s-a întâlnit pe drum cu Hristos. Până nu te întâlnești cu Hristos, nu vei fi transformat. Amin. Câți de aici v-ați întâlnit cu Iisus? Și atunci cum poți să spui așa vorbește Domnul? Și tu nu te-ai întâlnit cu El? Mi-aș dori din toată inima să ne scuturăm așa un pic că prorociile, deși eu m-am născut, să zic așa și cresc, soția mea este vastă lucru, știe Domnul și despre mine toate lucrurile, dar am vrea să ne scuturăm un pic. Amin. Că e cea mai periculoasă lucrare să zici așa vorbește Domnul. Aleluia. Deci nu tu vorbești, Domnul. Amin. Dă-i putere, Domnul. Vă spun un cuvânt și am încheiat. Nu știu de ce trebuie să spun un cuvânt ăsta, dar ăsta e. Ascultați-mă. Durința inimii mele nu-i vocea Domnului. Auzi? Așa este. Eliminando filmele noastre. Aleluia! Dorința inimii mele nu-i creastă Dumnezeu! Păzește-ți piciorul când intri în casa. Amin! Eliminando filmele noastre. Sunt pentru prima dată aici, nu mă luați în numele de rău, eu nu vreau să supăr. Vorbește, Doamne, aleluia. Sunt aici ca să facem voia Domnului și să ne bucurăm. Folosește, ne bucurăm aici, nu? Folosește-mi, Doamne, aleluia. Dar Domnul îți vorbește prin acest cuvânt, ok, bine? Și eu și suntem împreună și vrem să ne bucurăm împreună. Glorie Domnului! Ce folosește să spun eu, să spun că merg în rai, că-L cunosc pe Dumnezeu și pe urmă să zică, mărire, câți ani ai? 32 de ani. Pleacă de la mine că nu te cunosc. Nicăieri în Scriptură, să țineți minte, nu o să auzi acolo că zice pentru că ai blestemat, pentru că ai înjurat, pentru că ai vorbit prostii, pentru că nu scrie așa ceva, zice ai lucrat afară de legea, spune la proroce mincinoși, da? Da. Ăștia se bate cu pumnul pe cascos, dragi, că a făcut vindecări, eliberări, ca... Și pe urmă zice, știi ce? Niciodată eu nu te-am cunoscut. Doamne. Tu ai spus asta, dar eu nu te-am cunoscut. Pentru că ai făcut și fără de lege. Domnul e sfânt. Amin. Și sfânt trebuie să fii. Aleluia. Ce crezi că Dumnezeu locuiește într-o inimă murdară, dragii mei? Într-un cuget murdar? E singura instituție care a lăsat-o Dumnezeu pe pământ, care i-a dat dreptul să se judece singur. Amin. Nici o făptură care există între cer și pe pământ nu i-a dat dreptul să se judece, să țineți minte. Singura făptură este omul care are tribunalul aici în minte. Aici este și președintele, și judecătorul, și avocat, și tot. Dar dacă ți l-ai mituit, nu mai reacționează. Nu, lasă că Domnul e bun. Știi când zice așa când l-ai mituit? Complotul de judecat. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31, acolo, sau 32, zice dacă ne-am judecat singur și să dea Dumnezeu din seara asta, din clipa asta, orice fătură dai să se judece singur înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne-am judecat singur, n-am mai fi judecat, dragii mei. Amin.
Noi trebuie să trecem de aici, de aici, de la moarte la viață, direct. Aleluia. Noi judecata care are loc nu e o judecată justițiară. Tu mergi la iad și tu mergi la rai. Nu e adevărat. Nu, nu. Judecata pentru noi este aia de a fi împodobiți. Da. Răsplătiți unii cu 5 cununi, alții cu 3 cununi, unii vor strălugi ca soarele, ca stelele, ca asta. Asta e judecata mea și a ta. Amin. Să n-ai impresie că te duci, te răpește în văzduh, acolo te vei întâlni cu Hristos, are loc prima judecată pentru noi. Dar aia e judecată pentru răsplătire, nu pentru asta. Aleluia. Aleluia. E adevărat, frate? Înțeles? Așa, fiindcă știți să spui la popor, ești mai aproape aici. Nu e așa, dragii mei. Acolo vom căpăta haina neprihănirii, acolo vom fi îmbrăcați în alb. Aici suntem soldați, ca ăștia din Ocaina. Suntem pe câmpul de bătaie aici. Și nu avem de luptat. Și cu căpetenii care i-a antrenat, și noi nu suntem antrenați. Am zis că mă opresc și mă opresc și merg acolo unde am. Basta, basta. Vorbește, Doamne, că nu te trăiască. Data viitoare o să vorbim despre lucrul ăsta. O biserică, ca să se numească biserică și să fie pusă pe temelia ei, trebuie să fie cercetată. Amin. Cercetată, dragul meu. Ascultă-mă, nu-ți folosește la nimic dacă dorința mea și dorința ta este și noi ne luptăm să mergem în cerce. Mai e dorința, dă-i te ipocrii, să mergi în rai, împreună cu bambinia, cu copiii, ajută, Doamne, la asta! Aleluia! Aleluia, vorbește, Doamne! Este cel mai bun lucru, că Domnul vrea să-ți dea dar, să-ți dea 10! Nu e problema lucrul ăsta, găsește plăcerea Dumnezeu în tine să lucreze cu tine, nu se uită la fața ta, se uită la inimă, dar tu pentru tine e binele tău să te cercetezi înaintea lui Dumnezeu, să intri în sânta lui Dumnezeu, tu aruncă-te acolo. Aleluia. Tu fă-ți verificare, tu caută să vezi, așa trebuie să fie un vas, așa trebuie să fie un predicator, așa eu trebuie să mă duc acasă și să-i spun, mă pun în genunchi și zic, Doamne, în felul ăsta trebuie să fie un predicator? Un pocăit ca mine trebuie să fie? Este că tu știi cum trebuie să fie un pocăit? Amin. Știi că trebuie să fie bun? Știi că trebuie să fie milos? Știi că trebuie să nu se certe? Știi că trebuie să mintă, să înșele, să fure și iată că să nu fie răi? Este că știi cum trebuie să fie un pocăit? Fără să-ți predic eu! Și atunci controlează-te, ești așa? Amin. Dacă nu, pocăiește-te împreună cu mine. Ajută-ne, Doamne Iisus. Aleluia! Trăiască Domnul! Aleluia! Poate că Dumnezeu a venit un pic să ne zbuduie, așa să ne zice. Aleluia! Glorie Domnului! Dumneavoastră să te sprindă puterea Duhului Sfânt și să dea Dumnezeu să fie așa. Amin. Cuvântul care vreau să-l citesc în două, trei versete este cunoscut de dumneavoastră și nu e mare lucru să vorbim un pic din ele. Și după cum e la Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 14, 3 versete, le citești să ne ajute Dumnezeu să putem să înțelegem ceva în ele. Dacă și fratele meu a oferit din jurul cum ar Domnul să vă dea putere. Amin, amin. Eu vă spun, poate că ați greșit, că m-a spus la Ambon că n-a lichid la frâne și... Nu știu când văd că ceas nu aveți, dame la mână. Ceasul meu sunteți dumneavoastră. Amin. Când vă văd că nu-mi place să vă foiți, să mergeți pe afară și asta nu-mi place. Să știți, mă opresc. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Îndrăznesc că sunteți frații mei. Amin, amin. Suntem frați, avem aceeași țintă, aceeași dorință. Hristos e și al meu și al tău. Ne-am vrăzit în jertfa lui Hristos. Aleluia! Documentul meu de a moșteni cerul este Hristos Domnul. Aleluia! Nimeni nu mi-l ia de mână documentul. Pentru că sunt moștenitor împreună cu el. Cine mă poate dezmoșteni de acolo? O voce a lui Satana care crede el că vedeți-vă de treabă, nu puneți urechea la el, n-are decât să vorbească, că de-aia are cură. A voi sunteți moștenitori împreună cu Hristos. Aleluia. Am să dat vorbim și de asta, bine? Glorie Domnului! Amin.
A întrebat cineva, bă, Mărine, cât de sigur ești? Cum adică cât de sigur? Nici Dumnezeu nu mă poate dă în moștenire acolo. Mărire ți-o. Păi de ce pe actul meu de moștenire Hristos Domnul? Amin. Eu am acte. Am făcut un legământ. Așa este. Aleluia! Amin! Am mâncat, am băut trupul Sfânt. Cine poate să-mi rupă actul ăla? Numai eu dacă plec. Aleluia! Dacă îmi fiști de viață. Glorie Domnului. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin. Ocupați-vă locul, nu m-am ridicat eu, fratele, din dorință și din râmnă pentru Domnul. Și bine a făcut până la urmă, a făcut și lucrul ăsta. Dar acum mi-aș dori din toată inima să înțelege. Uite ce simplu este, da? Ne învață că așa trebuie să fie și Hristos atârnat, da? Cum Moise, da? Ei, atunci, ca să scurtez lucrurile, să nu mai merg pe introducerea asta, haideți să mergem direct la Numeri 21, să citim cu versetul 4, dar stați jos, nu mai vă ridicați în picioare, bine că n-a luat fratele înainte, da? Și haideți să citim acolo, să vedem cum a ridicat Moise, da? Că așa zice, după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, hai să vedem cum a ridicat, de ce, da? Să fie lăudat Domnul. Amin. Numeri, capitolul 21. Care știe Biblia, deschis deja, dar eu... Pagina 170. Ia-o, fratele, da? Versetul 4, am nimerit bine. Dă-i putere, Doamne. Ia-o, 10, spune cuvântul Domnului. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Domnului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Doamne, e milă de noi să facem așa ceva. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu... Eu o să citesc un pic mai rar și apăsat ca voi să mă înțelegeți. Bine? Auziți acum. Repet versetul 5. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, da? Și acum zic ei, pentru ce ne-ați scos? Adică i-a zis și lui Dumnezeu și lui Moise. S-a adresat la amândoi, da? Ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustie. Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proaspătă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi invocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Rogă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Amin. Scumpii mei, Acum, ca să plecăm de la o întrebare, când ne mușcă șarpele? Când ne mușcă șarpele? Când am mușcat? Când? Poporul trebuia să plece. Acum, dumneavoastră, știți că e Domnul înseamnă Esau, da? Esau era fratele geamăn al lui Iacov, da? Știți lucrurile astea. Și acum fratele lui Iacov nu-i dă voie să treacă până la el. Este că în cazul și problemele mai mari
și ispitele le ai în familie, e adevărat? Eu și eu sunt pocăi cu ăștia, dar faci cu dumneata, că nu faci nimic și nu-ți faci nimic. Dar în familie, mă, un copil spart un gen, nu? Că sunt 11 și Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Să mai joacă cu minge, te cu mingea în geam. Amin. Și noi cum zicem, ispita, venit ispita. Dar să tot poate, mai ales în familie, când unul dintre nu e pocăit. Și atunci ispite este, mai este cu neamurile, cu asta, da? Uitați-vă că poporul a vrut să treacă, să fie pe scurtătură, să ajungă în Cana și ăștia zice, dacă treci pe aici, treci înainte cu sabia, te umor. N-ai ce cota pe la mine pe țară. Și atunci, normal că trebuie să ocolească Edomul. A fost prea mult să ne ajute Dumnezeu să ocolim și noi. Edomul noi, da? Amin. Nu mai vorbim de partea asta pentru că mi-am mult timp, da? Dar să țineți minte că și Pavel zice, da? Când vreau să fac bine, răul să ține, așa? Nu fac ce vreau, fac exact ce vreau, ce nu vreau. Așa. Omul dinăuntru, adică Iacov, care stătea pe acasă cu mama și cu asta, da? Omul dinăuntru vrea să facă bine, Esau care îi plăcea să umble firea asta, înțelegi? Asta v-am dat-o pentru voi, predicatorii, ca să înțelegeți mai bine. Măriți să fie Domnul. Amin. Trecem peste toate astea, mergem la textul nostru. Și acum, întrebarea e, când a început poporul să cârtească împotriva lui Dumnezeu și al lui Moise? Când și-a căzut rădare. Când și-a căzut rădare. Of, Doamne, e milă de mine. Când și-a pierdut răbdarea pentru că a ocolit, nu? Să ne ajute Dumnezeu. Voi trebuie să înțelegeți că Edom înseamnă lumea asta, firea asta. De asta am zis, nu mai vrem ca să... N-ai voie să mergi să treci pe acolo toată ziua. Până la vir, până la mă ales, cum spunea frații noștri, cu discotecile, cu drogurile, cu asta. Gata, nu mai avem voie, Edomul, gata. N-avem voie, ne scoate Edom afară. Ți s-a spus vreodată, bă, dar tu ești pocăi, n-ai voie aici. S-a spus? Da. Sau când ai fost în așa, știi, la scaunul ăla, bajocuit, bă, dar tu ești pocăi, n-ai voie să vorbești așa. Da? Ți s-a spus vreodată? Amin. Da? Ăla era Edom. Aleluia. Edom nu te lasă cu ei. Nici la masă, ci că unul s-a dus, un frate de ăsta, pastor, așa, în predicator, bun, lucra la construcție și în jurul lui cu galul cu care lucra era oameni de afară. De lume. O, de lume, da. Dar plus s-a dus să mănânce, n-a mai avut cum asta și a trebuit și acum că și lui a fost foame, a intrat într-un restaurant și a intrat și pocăit, s-a pus la masă acolo și a venit ospătara, nu? A venit acolo și i-a zis, măi, cu ce vă putem servi? Și nu știu, Doamne, și a comandat ei, să zic eu așa, fasole, mugatul, ce-a comandat. Dar înainte, până se pregătește, un ștambel, frică, ca să avem poftă mai bună, știi? Dar numai atât, că dânsul o apă. Lui, el a luat apă, pocăietul. Și vine o spătărița cu parele de asta și se împiedică și cade toate pe pocăitul și îl luăm pe bițelica. Știi ce aia? Că ea s-a cerut scuze și nu mai cere iertare, Doamne, de la el, că n-avea voie aici. Aleluia! Nu mai cere scuze de la ăsta, că ăsta-i pocăit, n-avea voie aici! Amin, așa. Să ne dea Dumnezeu urechi de auzit. Amin! Ea zice, unii are urechi. De la asta aude. Și aude, dar nu glasul Domnului. Aleluia, Doamne! Nu înțelege. Deci mulți aude, dar n-aude glasul lui Dumnezeu, dragii mei! Urechi, Doamne! Și nici nu vede cărarea pe care o. Că multe sunt în lumea asta și îi se pare omului bun, da? Dar să ții minte că una singură este pentru toate astea. Ea este doar una singură. Și dacă vrei ca să te întâlnești cu Hristos, cu Domnul, să ții minte că numai pe calea aceasta te vei întâlni cu El. Că El e patron. El e patron pe această cale. El zice, eu sunt ușa, eu sunt calea,
Numai felul ăsta te vei întâlne. Oprește-te din alergarea ta. Orientează-te bine pe care cale mergi și Dumnezeu te va lumina. Eliminando firmen osana. Aleluia. Să mergi pe calea pe care a trasat-o Hristos Domnul. E îngustă și strântă. Eliminando firmen osana. Aleluia. Ia vezi cumva dacă e așa. Ori te le bagi înăuntru, ori dacă nu taie, că așa zice Hristos, nu? Mai bine și de folos pentru tine să stai o mână, decât să mergi fără o mădulară în rai, decât să mergi cu toate în iad. E adevărat? Așa este. Și chiar la ochi, și chiar la ochi, spuneam, în lucrare, parcă, că se uită oamenii de auzi după femeie. Da. Este? Oh, nu ne uităm, că noi mergem cu capul jos. Da. Acum, avem ochi să ne uităm. Da. Depinde cu ce gând te uiți. Cu ce uiți, cu ce gând te uiți. Da, sigur. Dar Domnul e Domnul, e Domn, parcă nu e aici. Dar unde e Domn? Aici. Unde-i carnea? Unde crezi că e păcatul, dragii mei? Mă face să te viezi acolo. Na, fii atent acum. M-am acceptat și cu asta. Putere, Doamne, știți Doamne. Cum ia ființă păcatul? Uitați-vă bine ce vă spun. N-am venit aici să vă spun altceva decât ce scrie. Amin. Numai când ia ființă, noi când ne naștem, toată lumea o știu de aici și toată lumea se naște cum? Cu dorințele astea păcătoase în noi, în carnea noastră. E, în carne este. A văzut copiii cât de mici așa, dai mă și mie din bombană, te-aș face. Da, și când te duci în timp, te-aș face. Cine l-a învățat pe ăla să mintea? Cine? Diavol. E carne în genă noastră. Este. Pentru că de la creație, de la păcat, când a creat păcatul, toate drepturile astea legale a venit asupra noastră de la Satana. Satana are drepturile asupra noastră, prin păcat, dragii mei, prin păcat. Auzi, dar slăviți să fie Domnul că a venit Hristos și la cruce când a zis așa, s-a isprăvit! Toate drepturile legale pe care le-a avut Satana pentru om, să știți că s-a dus. Dar știi că omul nu vrea să plece de la el? Nu. Nu. Iisus i-a luat toate drepturile cu Satana de la om. Dar știi unde a fugit omul? Tot la Satana. Dimineața când te scurci, ce zici prima? Dacă mâța îți răstoarnă cafeaua, ce zici? Îi dai lui dracu. La noi la țară la fel, dacă un pui de găină asta, cu cine încep ziua? Omul tot cu ele. Dumnezeu ți-a plătit biletul. Zice, uite autobuzul, urcă-te în el și tu nu vrei. Ai milă de Doamne. Tu nu vrei. Vorbim atâta și cu atâta râmnă și cu atâta dorință de rai, dar tare mult să te lipiți de pământul ăsta. Așa e? Așa e. Și proromii și nu sunt eu. Este? Dumnezeu când vorbește odată, dacă ai spus așa, am așa să fie. Amin. Să iei aminte de două ori. Așa. Nu-i loc de întors când Domnul vorbește. Și atunci când vine ispita, când tu ești aici, pornirile astea păcătoase care este în om, asta nu înseamnă că am păcătuit, dar diavolul știe la mine. La fratele vine cu droguri, la fratele vine cu câți bani. Cu câți bani, mi-i scoate cât e unul de ăla care zice, hai mă să vedem pe mintea. Că mancă ce mânc acuș, întâlnie cu tot, nu zice așa, dar firea aia, a? E domnul ăla din tine, ce zice? Zice. A, zice? Ai văzut? Nu, ai văzut, dragii mei, ăsta nu te lasă. Și Satana care știe cine sunt, știe cine ești, știe că dintr-o sumedenie de porniri păcătoase, tu ai o slăbiciune la una, alta la furt, alta la mințit, alta la clefetit, alta la bârfit, alta la judecată. Te judești, te duci la scaunul bașucuritorului, te judești, judești pe aia, judești pe alălaltă. Pe tine nu te vezi. Știi cum îi numește Hristos pe ăștia? De ce trebuie să vă spun și lucrul ăsta? Zice, fățarnicul. Fățarnicule. Păi scoate-ți paiul tot din nou. Vorbește, Doamne. Aleluia. Cine te-a pus pe scaunul de judecată? Cine? Cine ți-a dat ție drepturile astea? Cine, dragul meu? Cine te-a pus în slujba asta? Și pe urmă să vie aici și să zici așa vorbește Domnul. Hai te rog frumos. Hai te rog frumos. Păcatul ăsta de clifeteală e scris în Biblie? Amin.
E păcat, da? Da. Păcatul de invidie este scris aici. Amin. Păcatul de ură este scris aici. Amin. Știi ce înseamnă ură? Da. Ești ucigaș, criminal. Și nu le mai enumer. Și care este diferența între un păcat de-a lui fratele și între un păcat de cleveteală de-al tău care trăiește în el? Unde duci? Tot în el. Exact. Nu te duci în altă parte. Dacă nu ne pocăim, dragii mei, știi ce face pocăința? Atenție, căința nu-i de ajuns. Că ești tu și lasă-te de el. Nu mai faci. Căința nu rezolvă problemele. Pocăința rezolvă. Amin. Vă dau și exemplu ăsta ca să te rezolvă. Fiți atenți, aveți nevoie de învățătura asta și cred că de asta și mă duce Duhul iar tot aici. Uitați-vă dumneavoastră. Zacheu. Știți toată lumea despre el, da? Amin. Cel mai înalt om de Scriptură, atât era, 1,5 metri, nu? 1,5 metri avea Zacheu, să știți. Era cel mai mare, auzi, al oamenilor. El era cel mai. Cel mai lacom, cel mai. El era. Dar dând auzite că trece Iisus până Ierihonul ăla care a fost blestemat, îl frământa ceva înăuntru. Și mă duc și eu să-l văd. Ce mare lucru! Dar pentru el o zi, costa plasa cu euro. Până să mă duci pe o plasă de euro, eu nu mă plasă, că m-au refuzat. Ai refuzat-o? Fraților, uitați-vă bine! Pentru el, ca să lipsească de la vamă de acolo o zi, costa mult? Așa este. Și tu nu lași porcul nebăută pe vara sau asta ca să vii la casa Domnului, că zic, de ce ne veni soră? Am venit de cu tază la piață, nu știu ce, până am dat la porc, până asta. Porcul tău nu poate să stea 2 ore că stai tu în adunare nebăută apă, nu? Dacă Hristos poate să stea fără tine și tu fără el. Vorbește, Doamne. Acum fiți foarte atenți. Zacheu s-a dus acolo, știți bine, s-a urcat în Dumnezeu, nu mai are rost să spunem toate de mersurile astea. Numai ca să vă spun pocăința, dragii mei. Ascultați-mă! Închideți de toată lumea se oprește Hristos drept, în dreptul lui doar. Atât. Amin! Cât era pe parte și pe alta, nu știu, n-am fost acolo. S-a așteptat multă lume ca Iisus Hristos să se oprească în dreptul lui. Hristos trece pe aici, se oprește dreptul tău? A trecut prin Ierihon, de o parte și de alaltă. Nu ne spune Biblia că s-a oprit în dreptul cuiva. Oamenii aștepta ca să se oprească. Dar nu s-a oprit. Chideți telefoanele, vă rog frumos. Ori dacă nu scoteți, le-am dat să le fac. Lasă, că e bine. Inima ca dumneavoastră să înțelegeți faza asta. Hristos îi spune, dă-te jos. Zacheu, dă-te jos. Și Zacheu tace din gură, nu vorbește nimic, se dă jos. Pleacă, știți că lumea înaltă a vorbit. Dar se duce la Zacheu acasă. Ce a făcut Zacheu prima dată, dragii mei? L-a primit cu bucurie. S-a dat jos. La început. Dar a ajuns acasă. Ce a făcut primul lucru? Când a intrat Hristos în casa lui. S-a dat jos la bucăția lui. Scumbii mei, cum spune Biblia? A stat înaintea lui Hristos. Primul lucru care l-a făcut Zacheu, pentru că a intrat Hristos de la dud și până în casa lui, era în casa lui și Hristos nu vorbea cu el. Nu i-a scos o vorbă, era în casa lui. Iisus poate să fie în casa ta, în inima ta, că nu comunică cu tine. Și tu zici, Doamne, și când vine fratele meu, mă, soră, postește, roagă-te, fă ceva. Am postit, frate, m-am rugat, dar Domnul tău nu-mi vorbește. Și nu i-a vorbit. Știi ce înseamnă că a stat înaintea Domnului? În post și rugăciune și câte și câte, a stat înaintea Domnului. Și Domnul n-a vorbit nimic. Deși era în casa lui. Atunci când am văzut el că Domnul nu vorbește, în urma postului, la rugăciunilor și câte și câte, a zis, învățătorule, că noi vorbim cu Domnul toată ziua, de el vorbește cu noi. Învățătorule, jumătate din avuție dau săracilor, crezând că prin asta cumpără el mântuirea. Vezi, mă, de treabă.
El n-a primit jertfa la Cain. Asta e altă lecție. Eu mâine te mărjite și nu ești pocăit, dar nu primește jumătate. Și atunci, zice, jumate din avuția mea o dau săracilor. Mă spune un cuvânt și pocăiți-l. Postez, mă rog, uite, fac milostenie, dar tu nu spui nimeni niciun cuvânt. Nu, Domnul vorbea așa. Și atunci stăia să gândește. Și zice, învățătorule, acum îmi dau seama. Dacă am năpăstuit pe cineva, dar de 4 ori, numai să știu că m-a iertat. Dacă ți-am spart geamul ăsta, asta înseamnă. Și sincer, îmi pare rău ca la, ca la Cain, ca la ăsta, ca la Iuda, care a vândut pe Hristos, nu? Și lui i-a părut rău. Plâns, a mâncat și bani, nu i-a mai trebuit. Dar ce folos dacă nu s-a pocăit? Căința nu-i pocăința, dragule! Mă auzi? Poate-ți vorbește Domnul? Dacă eu vin și sparg geamul aici și vin sincer înaintea lui, la fratele, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui fratele, mă pun și în genunchi, pup și mâna și plâng, te rog, iartă-mă, îmi sparg geamul. Și fratele, știi ce zice, de frica lui Dumnezeu, ba de una, ba de alta, zice, mă, dar eu rămân cu geamul. Rămâne cicatricea. Rămâne rana. Și acum uit pe dar pe urmă când caz la o adică zic, a, bine i-a făcut Dumnezeu că mi-a spart geamul și nu la... Pocăința rezolvă problema! Când vin, dacă i-a spart geamul, zic, Daniele, ți-am spart un geam, te rog, iartă-mă! Și uite, ți-am adus unul de termopană acum, dar bun, în locul ăla care l-ai avut tu. Și dacă mai văd că mai e la ușă unul, ți-l pun și pe ăla, uite și pe ăla ți-l pun, numai să știu că sunt iertat. Și ce zice fratele? Frate, te iert, ești de bucurie! Că i-ai rezolvat și problemele de la te. Pocăința rezolvă problema, dragii mei. O, ajută-ne, Doamne Iisuse! Pe umerii dumneavoastră, dar și pe ei este, să știți, până la fel. Domnul să ne ajute! Amin! Vă mai zic? Văd aici, 10 minute vă spun că asta e dorința mea și o cred că șarpele noastre nu are. Când i-am mușcat șarpele, când a trimis, când a cârtit de fapt, când a cârtit împotriva lui Dumnezeu, când și-a pierdut, răbdare. Știi ce se poate când îți pierzi răbdarea? Vă dau un exemplu scurt, tot din Biblie. Ascultați. Ați auzit de Avram, nu? Amin. A fost tatăl credinței. Și este. E adevărat care a spus despre el. Ca tăia să-l taie. Tu? Că tu? Nu? Nu, no, fii atent. Seara a fost credincioasă. Zicea, Domnul meu. Amin. Și noi tot așa zicea la bărbați. Ce zicea? Nu, nu, nu. Nu, nu zicea așa. Du-te mă, fă și tu ce ai. Azi ești și orb. Ai văzut? Domnul să-mi te vede. Așa să... Că dacă nu e pocăit, îl părăși că nu mai plece. Că... Da, nu e așa, dragii mei. Soție câteodată are nevoie să fie iubite. Dar nu știe să se teme să fie supusă, ca să tragă iubire. Și cu Dumnezeu tot la fel. Dacă nu știi să ne pocăim, să ne smerim, să ne temem, ca așa spune Domnul, și femeia să se teamă de bărbat. Amin. Dacă nu ne teme cu slujești, Domnul, așa trebuie și bărbatul slujit. Cu siguranță te va iubi Dumnezeu. Amin. Dar dacă tu nu faci ce trebuie, ca biserica, trimite ce Dumnezeu? Nu iau. De ce? Pentru că te iubești. Amin. Hai da. Ce-a făcut Sara? Ce-a făcut Sara? Și-a pierdut și ea răbdarea, știți? Da. Că a zis Domnul că-i dă un copil. Aia, și când s-a văzut că nu mai este, cum trebuie, a zis, mă, poate Domnul a vorbit altfel. Și noi n-am înțeles glasul lui Dumnezeu. Este? Că și noi așteptăm, așteptăm, așteptăm. A vorbit vasul de lucru, dar ce mai vas că nu s-a mai încheie. Mă, ne-a vorbit Domnul, dar dacă nu o fi așa. Era o tradiție, mă rog, de la alte popoare străine, nu intrăm pe linia asta. Și atunci se uită la
sluga ei, mândră, așa cum a văzut-o Sara și zice, mă, vreme, ce zice, a, tinerică, îți babă bătrână, ce zice, i-a plăcut o frate, n-a zis nu, n-a zis păcătosul, a zis să nu, n-a zis nu. Sara, voia ta să se facă, n-a mai zis voia Domnului. Să se facă voia lui Sara, nu voia lui Dumnezeu. De ce a făcut Sara așa ceva? Și uite, două popoare care se bate și astăzi. De ce? Pentru că și-a pierdut răbdarea. Poporul a ajuns să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, că ca de obicei toată una conducătorul, păstorul îi devine tot ce se întâmplă. Moise îi devine. Ca și aia ne-a adus de acolo ca să morim de sete aici, parcă lui Moise nu era sete. Și atunci Domnul s-a supărat. Vedeți că s-a mâniat. Și cine a trimis șarpe? Domnul. Și ce a zis ei poporul? Ni s-a scârbit de mana asta, de predicile astea care le spui toată una. Le repeți, le repeți, le repeți. Mărturii, 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 băi, băi, mi s-a scârbit. Mustrare, 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 mustrare. Toată ziua de mustrare. Frate, pe tine, pe el.